Nu, este structura care s-a schimbat odată cu Congresul Partidului Social Democrat și schimbarea statutului, care înseamnă președinte, prim vicepreședinți, vicepreședinți, unu sau doi. Unu sau doi, depinde cum de 17 vicepreședinți, până la 17. Important ca birou să fie impar. Și numărul de membri din DPJ. Un număr la între 15 și 24. Fac și eu ca cei de la București, nu știu, nu m-am gândit să văd, să mă consult. Dacă mă susțin colegii. Este într-adevăr, și aici domnul Tomare dreptate, este o competiție în care intri în măsura în care ai susținerea necesară. O să vedem, o să discutăm între noi și dacă am susținerea, sigur că voi candida. Mai departe, vom vedea. O are sigur.